În jur de 160 de militari ai Armatei Naționale au executat un marș pe tehnica blindată și au simulat respingerea atacului aerian asupra unui obiectiv de importanță majoră, utilizând tunuri și instalații antiaeriene. Oarecum de necrezut, dar operațiunea sub egida exercițiului Cer Senin s-a desfășurat la regimentul de rachete antiaeriene de la Turlești. Soldații au folosit și tehnica militară și de radiolocație, proaspăt reparate și recondiționate, potrivit președintelui Igor Dodon, care a fost și el prezent la eveniment. Antrenamentele fac parte din planul pregătirii de luptă al Armatei Naționale pentru anul 2020 și contribuie la pregătirea profesională a militarilor și a capacității de luptă în asigurarea protecției spațiului aerian al Moldovei.